Da, mă, merg la sală zilnic și seara merg la alergat și super dimineața înainte de sală merg la not. Fac foarte mult efort zilnic, deci chiar... Adică tu mergi la sală zilnic? Da, fac foarte mult efort. Dar am o problemă cu... rețin apă. Rețin apă să înțeleg de ce. Cum am băut o cură, uite aici, o vezi? Este tot apă. Toată apă că nu fac, nu mănânc. Mănânc foarte puțin. Merg la sală ca o nebună. Eu sunt la sală, mi-e sete, trebuie să bea apă. Dar uite, acum că e cald, degeaba fac sală dacă nu și apă. În mine acum am făcut sală, transpir normal, că trebuie să bea apă. Pac, am depus, tot am depus. S-a pus pe mine, n-ai văzut așa ceva. Pac! Nu mă pot să mă opun genetice și toate astea, nu pot. Am gene foarte proaste. Acum mă ori de sete. Ce să fac, să nu beau apă? N-am cum să nu beau apă. Apa e sursa vieții, acum trebuie să beau. Uite cum l-am băut. Hop! M-am îngreșat. Hop! Am zis că să beau suc. M-am gândit că sucul are mai puțină apă, știi? Dacă beau suc, mai puțină apă, bă, nu mai depui așa mult. Când mi-e sete, încerc să beau suc. Mă crezi că mi-e și frică să beau apă? Uite, acum mi-e setea toată tremur. Toată tremur. Gata, direct aici, la genunchi s-a pus. La genunchi s-a pus, simt. Am să fac. Ce să faci? Mergem înainte. Hai, mă duc să mai alerg. Hai.